Ne-a venit Vasile Popa, ne-a adus vești despre jucătorii, l-avem pe Eduard Florescu, are 57-23 de ani, nu e așa extra ordinar. Câmpanu, 59, ăsta îmi place. Valentin Țicu, 20 de ani, 62, nu e rău. Facundo Malo, 62, Florea, 63, Dulca, 54. Marian Angelina de la Dacia Mioveni, 62. Portarii, nu știu dacă mai are rost. Băieți, bun ăsta îmi place, Facundo Malo, s-ar putea să se arunc o ofertă pe masă. Și lui prostul ăsta. Angelina Moldovena, ursul. Mario Bratu, 60 la 18 ani, nu e rău nici el. E posibil să-i facem și o ofertă frumoasă. Ăștia doi îmi plac din atac. Sefer, Antonio Sefer și cu George Câmpanu. Hai să vedem, bă, fraților, ce vom face, că e sezon greu, uite, acum avem meci cu Craiova, suntem pe 8. Abia ne întindem să prindem și noi play-out-ul, play-off-ul, că dacă îl prindem pe play-out e groasă. Dar e greu, suntem la 4 puncte de viitorul, mergem și noi încet și sperăm să facem o figură frumoasă cu ăstea, cu Craiova. Jucăm acasă și dacă jucăm acasă înseamnă că trebuie să câștigăm. Schimb tactica că nu mi-a plăcut cum ne-am descurcat în meciul trecut. Așa, Tofani, Spas, Iacob, Șerbănică, Prepeliță, Babescu, nici ăsta nu joacă bine aici. Îl băgăm pe Turda. Mihai a semnat pe 660.000 de euro, deci dispare, îl băgăm pe Oancea. Și așa jucăm cu închizători mai mulți. Năstăsie să meargă pe creație și nebunii ăștia doi în față. Ninja Pitești. Va fi un meci friguros, Romero se află în mare formă și sperăm să întoarcă Craiova cu susul în jos. Hai bă băieții, stai mai așa că nu ne fac ăștia oltenii pe noi. Să facem trupă bună noi. Scapă Ivan. Este foarte bine portarul nostru. Aolo, greșeală monumentală, gol! Totul a plecat de la greșeala lui Romero. Ce câldău marchează! Furie în galeria noastră. Minutul 6, Cicâldău marchează, poate se respectă tradiția că în meciurile trecute am condus noi și am pierdut și de data asta cine știe conduce Craiova și câștigăm noi.
Tofan. Până la Turda. Blejdea cere balonul, Șerbănică ajunge la el foarte bine. Ia să vedem, se întoarce încă o dată. În momentan nu schimbă nimic, îi mai lăsăm. Prima repriză se încheie cu un scor bun pentru Olteni. Blej de Anastasie, un fentă bună lui Anastasie, e bine. Hai bă, băi, să fim mai atenți, Olec. Nu, greșim mult la tot. Șerbănică, dă-i drumul că te distrug cu tot gura mătii. Bravo, Ispas, o intervenție foarte bună lui Ispas. Și acum cere stamicul Romelindo la balon. Tofan. Bine, Prepe! Babescu. Șerbănică se întoarce prost. Foarte prost se întoarce. Băi, adu-te morții mutii. Tur de Ispas, Iacob e bine. Gata. Asta e, trebuie să ieșim la joc, că nu... Chiar n-avem ce facem. Bine, Prepe! Dă-i, Prepe! E bine! Babescu, gol! Touch Angels! Babescu, 1-1! Juniorul nostru de aur marchează și de această dată. Un șut bun. Ia, hale, Romero, bare, minutul 83, dăm bare, incredibil, dă-te drecu de aici, ia, alo, a nebunit publicul. Fault, minutul 89. Mamă, ce meci nebun. E pericol.
E pericol mare. Uite cum luăm bătaie de la faza noastră. Se termină meciul. Iată, putem să avem 3 puncte, putem să avem 0. Asta e până la urmă. Scoatem un punct cu Craiova, echipă cu pretenții mari. I-am încurcat și pe ei puțin. O victorie cu noi erau, îi făcea pe 37 de puncte, erau pe locul 2. Și ne-am încurcat pe noi, rămâne la 3 puncte de Viitorul. Și dăm înainte. Avem meci cu gaz metan, ăsta e meci greu de tot, trebuie pregătit bine. Și apoi că avem meci cu Steaua București și cu Iași. Și iar vine luna decembrie și ne pregătim de transferuri, Johnule. Schimb tactica în meciul ăsta. Joc 3-4-1-2. Avem destui. Avem destui jucători pe aici, pe posturile astea. Râmă. Nu, o lăsăm pentru a doua repriză. Blejdea. Ia că-l bag eu pe Matiș. Jucăm pe atac. Strict atac. Ninge și la Mediaș. Jucăm totul sau nimic în meciul ăsta, vreau să testez tactica asta cu 3-1-4-2 pentru că mi-aș dori să o folosesc din retur. Nu, aia cu 4-4-2 e prea clasică, nu știu, nu dăm drumul la spectacol. Poate dăm acum. În față am băgat pe Romero și pe Matiș pentru că este și ăla de viteză Matiș. Iese portarul. Bine, Năstăsie pentru Baboescu. Baboescu protejează foarte bine Prepe. Fault. Balonul încearcă bine cu Matiș. Matiș. Năstăsie. Trece bine Matiș, perfect Romero. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. N-a ieșit Mediașul din jumătatea proprie.
Ia să vedem. Hai, mă. Hai, mă, Romero. Îl bă pe Popa. Popa și pe Grecu. Poate cine știe. Nu știu, mă gândesc că reușim și câștigăm și noi. Sanok se duce bine. Îl blochează Preperiță. De fapt îl încetinește puțin. Și intervine Bambuies cu forță. Ta! 1-1. Încă o greșeală mare noastră. Portarul n-a ieșit și... A greșit, cine a greșit, mă? Fătus ceapa, mă, de Popa. Oricum se simte grav lipsa lui Șerban din echipă. Trebuie să fac cum fac și reofertez să-l aduc de la Obredo. Eu nu-l vindeam, dar a avut clauză de contract și n-am știut, sincer. Mamă, ce-a scos-o Constantin în ultima fază. Ce ghinion. Nu știu, mi-e frică că noi nu prindem play-off-ul. Mamă, nu, suntem așa, parcă ne-i frică să atacăm. Iată că nu-și bătaie. Noroc cu fundașii ăștia buni. 1-1, din păcate n-am făcut mai nimic. Din ce ne-am propus, am crezut că o să câștigăm și că o să fie lapte și miere, da? N-a fost nici miere, nici lapte. Păi mai du-te, mă, drecu, și lasă-mă, că nu, uite, nu-ți dau deloc să joci. Ai moralul de căcat, de căcat, să fii că de căcat ai fost toată viața ta, mai du-te, drecu, de aici. Păstrăm diferența de 3 puncte față de locul 6, care acum este Dinamo, iată, Viitorul a crescut, Sepsi a coborât. E greu ce se întâmplă la noi, acum este tare greu. Și acum gândiți-vă că avem meci cu Steaua. Steaua care se află pe primul loc. Chiar credeți că o să fim în stare să încurcăm? Sincer, eu nu cred. Vom aborda o altă tactică, orice ar fi. Vom încerca o altă tactică. Deci în momentul de față suntem la 3 puncte de retrogradare și la 3 puncte de play-off. Să vedem în meciul ăsta unde ne propulsează cu Steaua, unde nu, sincer, nu am prea mari... speranțe. Însă am o tactică care vreau să o încerc.
Matiș. Anastasie Greco. Deci, fraților, trebuie să ne cumpărăm încă un fundaș central, să avem și noi doi, sau un fundaș mai polivalent. Vreau să-l aduc înapoi pe Șerban. Avem nevoie aici de el. Năstăsie, bun coordonator. Sper să meargă tactica asta, sper. Nu știu dacă va merge, dar eu cred în ea. Stadionul Nicolae Dobrin este arhiplin. Se dorește victoria cu Steaua, dar de la a se dori până la a se întâmpla este o cale extrem de lungă. Nu știu dacă vom avea vreo șansă. Dar ce ne costă să visăm? Intervenție bună a lui Prepeliț. Acum Șerbănică urcă cu balonul la picior și pasează, dar e în offside Grecu. Era în offside Grecu. Kulenović. Kulenović este pe post de vârf împins. Postura care îi place lui cel mai mult. Ia să vedem. Vine din linia a doua. Dar a venit bine, Prepeliță la balon, combină frumos acum, Babuescu, până la Kulenović, wow! Prima ocazie aparține alor noștri. Suntem pe ei. Și mai mult ca sigur e momentul să plece în iarnă. Are și un salariu prea mare. Acum îl vede bine pe Kulenović. Gol! Pe George! Cine marchează? Cine ăsta? Este Anastasie. Este zecarul formației. Hai mă, ce gol îi dă lui Steaua! O execuție Eurogol. N-am mai văzut-o până acum, FIFA e nouă. Un fel de scăriță și transversală. Transversală Anastasie. Hai mă băiți, hai să ne conturăm și o dată echipa asta. Mamă, o victorie cu Steaua ar fi cel mai frumos vis. Recuperăm, haide Grecu. Steaua pare căzută. Kulenović, însă Matiș nu dorește să urce. Jucăm prea sus și mi-e frică.
Trepelița Grecu din nou, Năstăsie, Năstăsie se întoarce. Nu. Pe Romero acolo, că e mai de viteză. E de viteză și îi ține sus. Matici, Matici pleacă foarte bine acum, o fentă frumoasă a lui. Gata, gata să treacă de el. Romero, Romero se întoarce frumos și pasează lui Matic, care vine, vine viteza Matic, incredibil, ce încearcă Argeșu, ce încearcă Argeșu. Aoleo! Offside! Offside, că altfel ne dădea mare bucată de acolo. Baboescu urcă Tofan foarte bine, să vedem cu o cere. Romelindo, Romelindo se întoarce frumos, Romero, 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 i-a furat-o. Dacă ar da și el drumul la pasa aia odată. Nu! Încă o dată Iacob ne arată de ce este în stare Pârvulescu. Pârvulescu până la Baboescu, Baboescu mai departe, Baboescu îl găsește până în Stăsie, Stăsie pasă pentru Romero, Romero e offside. E un offside Romero. Minutul 80, să mai băgăm un fundaș. Mai băgăm un fundaș, că e groasă, tata. Faul pentru stute, dracu de arbitru jepat. O execuție nu tocmai bună și avem o șansă. Hai mă băieți, mă, să nu pierdeți, mă, vă rog eu frumos, bă, să bați Steaua, e ca și cum suntem campioană sezonul ăsta. Batem liderul Steaua, oare să nu ne dă o chemă, sunt 4 minute, recuperează foarte bine Năstăsie balon, Năstăsie pentru Romero, 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 să vedem că îl cere Pârvulescu și îl cere bine, Pârvulescu l-a cerut foarte bine, să vedem pe Romero, pe bote a dat-o la porta, aaaaaa, vai de capul nostru, vai de capul nostru, bine, bine. Și s-a terminat, s-a terminat meciul! Câștigat cu Steaua București, vă dați seama, Steaua București e în frântă de noi! Un meci extraordinar, a câștigat oarecum cu noroc această execuție fantastică a lui Năstăsie. Tamei! E golul nostru.
Ce execuție a avut Năstăsie? Și asta, dacă intra, îi distrugeam de tot, îi umileam în ultimul hal pe stelești. Cred că a picat pe boare balonul. A, nu, a fost pe plasa de sus. Omul meciului, Năstăsie. Și ne apropiem, acum sunt la 2 puncte de play-off după ce batem Steaua. Parcă avem poftă de viață acum. Și avem meci cu Iași, Iași e departe de noi. E pe penultimul loc Iașu. Avem șansa să câștigăm. Ia mă băieți, ce avem noi pe aici? În momentul de față, nu știu dacă avem nevoie de portar. Uite, îi dăm Alex Tătaru, 18 ani, l-am mai avut, nu e băiat rău. Îi dăm 90.000 pe el. Facundo Malo, 23.200, delegat. Pe ăsta nu ni-l dă. Ia să vedem pe Țicu. 500.000 dăm și noi. Pleacă de la 300 și dăm 420.000. Asta-i dăm să-l împrumutăm. Ăsta la fel. Seferi, dăm și noi. Vaiușii, nu știm. Ăsta nu știm. Și lui ăsta-i dăm $320.000. Vedem ce va ieși în episodul următor. Dacă ciupim ceva, vom vedea. La revedere!